pentru zilele care urmează, pentru Sfântul și Marele Post, care se ține în cinstea patimilor Domnului și a Învierii Lui. De foarte multe ori, în Sfânta Evanghelie, se face acea precizare asupra postului. Dumneavoastră, cei care mai veniți din când în când la biserică, cred că a fost atunci când s-a citit Evanghelia, când apostolii l-au rugat pe Mântuitorul să le spună de ce ei n-au putut să vindece niște demonizați, niște posedați. Mântuitorul Hristos le spune clar, fără niciun fel de loc de interpretare, acei demoni nu ies din om decât prin rugăciune și post. Nu avem ce să interpretăm nimic la aceste cuvinte din Sfânta Evanghelie. Rugăciune și post. Iar acum, urmând Sfântul și Marele Post, am zis noi trebuie să ne pregătim sufletește, să hotărâm în noi înșine, punând puterea noastră în slujba Lui Dumnezeu, în slujba postului care urmează ca cinstire a Lui Dumnezeu și practică a noastră în vederea izgonirii demonilor care ne asupresc. Iar noi, zi de zi, suntem supuși unui bombardament al patimilor pornit din demonii care ne asupresc. Așa cum ați auzit în cuvântul de învățătură, postul este nu numai prin definiția lui din carte abținerea de la anumite mâncări și băuturi, și de la toate faptele cele rele. Păi dacă ne înarmăm cu voința, cu credința noastră în Dumnezeu, de a îndeplini după cuvință Sfântul și Marele Post, atunci, în rugăciunea noastră, ne dăjim că se împlinește să scăpăm de patim, de demonii care ne supără. Că sunt aceștia, sunt nenumărați. Lăcomia, să zicem, că o putem înfrâna cu postul. Besia și ea la fel. Dar urmează bârfa, urmează mânia, urmează neajutorarea celui care are nevoie de noi și toate neîmplinirea faptelor bune pe care le putem face. Am zis, poate ne este mai ușor să nu mâncăm carne în post, dar ne este tot atât de ușor să nu bârfim, să nu ne mâniem așa, dintr-o dată. Știți care e problema? Studiind comportamentul uman asupra mâniei, aceasta vine dintr-un sentiment foarte ciudat, foarte interesant. Și fiecare să gândească un pic asupra celor ce vă zic. Formula care justifică mânia este foarte simplă. Ce? Să-mi zică ăla mie? Să-mi facă ăla mie? Să zică aia despre mine? Mândria din noi, mândria fără limite, se simte lezată, se simte deranjată de ceea ce a zis ăla sau aia despre noi. În loc să zicem, săracul el nu știe despre ce e vorba, a zis să fie sănătos, nu mă atinge cu nimic. Sau m-a vârfit una și am zis că a zis că nu știu cum. Dar eu nu sunt, n-am făcut acele lucruri și nu mă atinge cu nimic. Nu? Împotriva. Sărim ca arși imediat când auzim o vorbă nepotrivită despre noi. În post,
dacă reușim să ne abținem de la mâncare și băutură, de la anumite mâncare și băuturi, oare vom reuși să ne abținem și, așa cum zicem câteodată, să ne sare muștarul așa repede? Să ne mâniem așa repede? Oare reușim să punem frâna acestui sentiment de mândrie care este deranjat de o vorbă nepotrivită, de ce să nu o recunoaștem? O vorbă nepotrivită a uneia sau altuia, a propriului nostru, a copiilor către părinți, a rudenilor, a neamurilor, a vecinilor, sau mai știu eu cui. Oare avem atâta credință în noi încât să punem stabilă acestui sentiment de mândrie care generează mânia și care produce un efect în lanț. Ăla zice, eu am zis. Ăla zice, mai rău, eu și mai rău. Și așa mai departe. Și din treaptă în treaptă ajungem unde? Undeva trebuie să ne oprim. Undeva trebuie să acționeze credința, voința noastră întărită de credință și nu în ultimul timp, nu în ultimul rând, rațiunea și ceea ce zicem noi civilizație. Pentru că, la urma urmei, civilizația, o societate civilizată are reguli. Societatea este atunci când toți respectăm regulile. Dacă nu toți respectăm regulile, aceea nu e o societate civilizată. Deci sunt o serie întreagă de argumente ca să stăpânim mânia, să stăpânim invidia.